Deci, le-am făcut primele alea care sunt pentru cap, da? Bun. O să începem cât așa. Facem? 60-100 de așa. De 60-100 de ori, da? De 60-100 de ori fac da. Așa. Da. Ok. Ok. Așa. Bun. După care, cu mâinile așa, o să lovești părțile astea de aici. Astea sunt cu zona cervicalei, da? Nu-i rău când faci un exercițiu să te și gândești la zona pentru care lucrezi, pentru că momentul ăla unde se duce gândul, se duce și energia. Și te gândești, de exemplu, că îți detensionezi mușchii cefei care sunt încordați la marea majoritate a oamenilor, pentru că stăm fără să fim din nou conștienți de energia noastră. Câte repetări? 60-100. La toate este același lucru. Okay. Ca energia să înceapă dar să circule ca lumea. Asta să fie ritm. Este ritmul de câte 3, da. Bun, hai să lăsăm așa. Și acum, aici avem reprezentată coloana. Deci când faci așa, o să mergi pe toată coloana, da? Tot, 60. Bătem toba. Îți place că e cu ritm, nu? Da, asta e cu ritm. Bun. Nu vezi mână. După aia, aici avem drenaj limfatic și sistem sanguin, da? O, asta doare. Da, mai încet. Dar doar venele. Dar de păi ce probabil doare? Că nu drenezi bine limfa. Păi nu. Știi că întotdeauna corpul nostru ne spune. Deci întotdeauna prin ceea ce faci, el îți spune unde ceva nu-i bine, știi? Bun, mergem mai departe. Aici avem organele interne. Și deci aici avem cu ficat, cu bilă, cu splină, cu pancreas, cu stomac, da? Îți place? Place că e pe rin. Nu-mi ies din mână, știi? Bun. După aia, palma este tot așa o harta corpului nostru, da? În momentul când accesezi toată palma, deci practic aduce energie și o redistribui în corp. Că ce se întâmplă? Noi avem uneori energie, dar nu e distribuită bine. Adică ți se urcă toată energia în cap, pentru că gândești în continuu și devitalizezi restul organelor. Și atunci ții mâna asta, pum? Și încearcă să o ții dreaptă, așa. Așa. Așa, așa, așa. Și în partea asta, deci tot de 60 ar trebui la fiecare dintre ele. Așa, bun. Ce mai putem să facem? Uite aici, de exemplu, ai zona inimii. Și te ajută să eliberezi energii de-astea de natură emoțională. Știi când ești puțin supărat așa că emoțiile tale și viața ta amoroasă nu merg bine și ai chestia aia de ține să oftezi. Deci stai venele acolo. Așa. Nu le tai că după aia te doare când le bușești. Deci așa. Deci ții mâinile ca și cum ai avea aici o floare de lotus. Asta în loc să tai ei venele, știi? Da. Mai bine, mai bine le bați. Cum e, Claudia? De cât timp faci exercițiile astea? Mai nu mă laud că fac de mult timp. Fac de puțin timp, de câteva zile, să zic. Dar uite, pe fiecare zi când vin, învăț câteva lucruri noi. Sunt foarte multe exerciții pe care poți să le faci. Adică dacă ai vrea să te dedici qigongului, ai putea să faci de dimineața până seara, știi? Uite, alt exercițiu care e foarte ok. Totdeauna la ei ții tălpile puțin mai depărtate decât umerii tăi, da? Și paralele. Genunchii ușor flexați, pentru că aici ai niște centri energetici prin care energia pământului urcă și când stai cu picioarele date în spate, blochezi acolo. Ai văzut când te sperii, de exemplu, că ai chestia aia că ți se taie genunchii. Pentru că aici ai niște depozite de energie și când te sperii, practic energia ta să scurge în pământ și rămâi fără structură aici, știi? La ei exercițiile sunt, asta e mapu, poziția călărețului de fier și când stai așa, te împământezi. Deci e un fel în care îți faci și tălpile ca să stai cât mai împământat. Bun. Deci stăm aici, așa, și o să colectăm energie. Colectăm chi. Unde îl colectezi? Aici. Centrul ăsta este depozitul nostru de energie. Este ceea ce numeau japonezii hara, numesc hara, și când își fac harakiri, ai văzut de să taie cu sabia aia, de-aia mor întotdeauna, deci nu dă greș chestia aia, pentru că aici e depozitul lor de energie, când îl taie pe ăsta, sigur le iese. Și nu, adică știi, în inimă, în alte chestii, poți să scapi. Aici, dacă tai chestia asta, sigur, sigur pleci. Bun. Și o să luăm energie cu mâna asta, da? Totdeauna energia intră printr-un centru care este în mijlocul palmei noastre, ții mâna așa și încep cu mișcări în sensul ăsta, invers, așa. Și te gândești că preiei din univers
energie luminoasă, benefică și cum așa e, ce e în cer e și pe pământ, da? Deci în universul ăsta, în câmpul cuantic, avem tot ceea ce ne trebuie să funcționăm perfect. Și atunci preiei minerale, vitamine, substanțe specifice necesare, suficiente pentru vindecarea rapidă, permanentă și totală a corpului tău fizic. Pentru ca lui Claudia să-i crească un păr extraordinar, lucios și frumos. Tenul ei să fie din ce în ce mai strălucitor. Nu mai zic că știi tu, da? Ce mai vrei acolo? Celulita să dispară, adică poți să ceri orice, știi? Și se întâmplă. Da, normal. Și dacă nu mă duc la sală? Pisi, acum știi cum e și cu astea, nu ți încerci norocul, adică dacă o să stai non-stop să o mănânci și o să te gândești că atragi așa niște gel anticelulitic, cu siguranță nu merge. Fă calea asta dacă nu... Și la gură un pic. Dar ai să vezi că merge și te gândești așa, în momentul în care mărești cercurile, inspiri adânc, eu sunt în centrul universului. Și te gândești pur și simplu că ești așezată pe un scaun în centrul universului și toate planetele se rotesc în jurul tău și îți oferă toate acele energii. Deci unde se duce gândul, se duce și energia. În momentul când ți se încind palmele, poți să faci și alte chestii cu ele. Adică, poți când vrei să-ți dai cu cremă, întâi să faci chestia asta, da? După care pui crema și în momentul când o să-ți dai cu crema pe față, deja mâinile tale vor fi activate și atunci când faci chestia asta, o faci. Tenul meu este din ce în ce mai frumos, trăsăturile mele sunt din ce în ce mai ferme și ce mai vrei tu să zici acolo, okay. Da? Bun. După care începem. Aici, pentru cap. Fac și așa? Cum vrei tu, este aceeași mișcare, lovește aceleași puncte. În principiu o facem de 60 de ori, dacă avem răbdare și dacă ne țin mușchii, știi că ar trebui să stai cu mâinile mai drepte, mai sus și ai să vezi că te ține puțin, așa și dacă ne țin mușchii, o facem de 100. Așa. Bun, trecem mai departe. Cu zona asta de aici, care e cervicala, da? Și detensionăm cervicala. Aceeași numărătoare, deci facem de 60 de ori, dacă ne țin mușchii, facem de 100. Bun, după aia trecem la coloană în toată lungimea ei, da? Ok, acum aici avem organele interne. Pâinele nu prea... Da. E o scurăială, da? A, așa. Aici avem sistem limfatic sanguin. Da, da, cine o să dreneze? Poți să faci dimineața și seara? Să faci de câte ori vrei și când vorbești, nu ți-i ritmul, mă uit la tine. Doare la asta. Dacă doare, înseamnă că ai probleme, nu? Da, în general corpul ți arată unde ai probleme. Uite, am să-ți arăt un exercițiu. De exemplu, urechile noastre sunt un fetus cu fundul în sus, da? Ăsta-i capul. Partea exterioară este coloana. Și începi și le strângi așa. Și ai să vezi că dacă ai probleme cu coloana, în zona când începi să... Deci aici este zona de... coloană lombară, aici te apropii de cervicală. Dacă ai probleme cu coloana când ajungi pe ureche la zonele alea, deci te doare, dar nu te vezi. Când, unde nu ai probleme, nu simți absolut nimic. Când strângi urechea mai în interior, ai organele interne. Da? Și pentru cap, ai lobii urechii. Nu merge la mine acum să... Și tragi de ei. Ați văzut că în toate astea Buddha apare cu niște urechi foarte lungi. Pentru că făcea la ei chestia asta cu urechile lungi, este un simbol că lucrezi cu tine, urechea lungă înseamnă, dacă ai lobul urechii lung, ești și deștept, fiindcă ți se mărește capul, da? Așa, și de-aia au chestia aia, Buddha are totdeauna niște urechi foarte lungi. Bun, hai să continuăm cu degetele, stai că nu mai știu unde am rămas, ca să spun. Ok, am rămas aici, unde era pentru meridianul inimii, da? Deci dacă doare, doare ceva pe acolo. Dacă doare, doare, da.